Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ediția 7-a a concertului din Mărțișor 2015. Deci, așa după cum v-am spus, în acest an putem sărbători cei 7 ani de la inițierea acestei frumoase tradiții la Torino. În fiecare an am avut diferiți parteneri, colaboratori, artiști și participanți. De fiecare dată am muncit mult ca să vă prezentăm un program variat și plin de surprize. La început veneam în scenă cu artiști locali, dansatori, interpreți, amatori, dar și profesioniști. În 2010 am avut participanți, grupuri de dans, interpreți și muziciști provenienți din alte țări, dar stabiliți cu traiul aici la Torino. În 2012, pentru prima dată, am invitat artiști din țară, ce era un lucru nou pentru asociațiile de aici. Însă noi am făcut-o și am continuat să facem acest lucru și ulterior, cu puterile noastre. Am încercat să intuim și să aducem din țară acei artiști care considerăm că vă face plăcere să-i vedeți. Văzând că avem doi bărbați, suntem siguri că doriți să aduceți felicitări doamnelor de sală. Stimați compatrioți, dați-mi voie să vă salut și să mulțumesc organizatorilor, în special doamnei Larisa Olărescu, pentru acest frumos eveniment. Poporul nostru are multe sărbători, ferite tradiții și obiceiuri, dar sărbătoarea întâlnirii primăverii este cea mai frumoasă. Mă bucur că în Torino, deci Festivalul Mărțișorilor a devenit deja o tradiție. Vreau să spun că cetățenii noștri care se află aici în Torino sunt cei mai activi din circumscripția noastră consulară. O petrecere frumoasă la mulți ani! Mulțumim, domnule consul! Întotdeauna sunteți alături, ne susțineți și sperăm și pe viitor. Sperăm că asociația noastră va avea forțe și dorințe să mergem și mai departe cu edițiile acestui frumos aceste tradiții. Domnul de la Consulatul României, vă rugăm să vă prezentați. Salut, mâinile! În primul rând, doamnelor și domnișoarelor, în seara tuturor. Eu sunt consulul Daniel Zinelli, sunt unul dintre consulii vechi prezenți la Torino. Dintre colegii mei sunt cel mai vechi, dar aș putea să, pe de altă parte, o spun cu regret că sunt și cel mai în vârstă. Nu asta e important, însă important este că sunt prezent aici cu mare bucurie. Am primit invitația doamnei Larisa Olărescu, care îi mulțumesc foarte mult. Din păcate, domnul consul general Tiberiu Mugurel Dinu are o problemă de sănătate și nu poate să participe. Oricum, chiar dacă venea dânsul, veneam și eu, pentru că țin neapărat să manifest și prin prezența mea apropierea pe care noi, românii din România. Și, dragi prieteni, haideți să începem programul din astă seară. Scenă. Pentru prima dată, corul de la Biserica Ortodoxă Moldovenească, Sfântul Nicolae. Conducător Tudor Zihalache. Un mesaj de pace, de orice situație din lume, cât și din vecinătatea țării noastre, este trebuită. Mesajul nostru este de a îndemna să fim buni, de a ne iubi aproapele, de a respecta ca să fim respectați. Și după cum azi femeile din India vor înainta un mesaj, probabil că l-au înaintat, către Uniunea Europeană pentru a le susține în lupta antiviolenței asupra femeilor, știți cu toții ce se întâmplă la ei în țară, vă îndemn și să fim solidari cu ele și să le susținem. De aceea avem aici în față această prințesă cu acest mesaj, nu violențe. S-a deschis fereastra ca o rană veche.
Mărțișorul este o sărbătoare importantă pentru toată lumea, dar în mod special pentru tinerele talente care sunt la început de drum. O invit în scenă pe Adelina Hapeciu cu două cântece populare, așa că aplauze, pentru că și ea are emoții. Sau... Sunt constructive, să fie totul bine, important să nu te miști prea mult de stare pe scenă, numesc. Liberă, dezvoltă, hai! Eu vreau să o ascult, voi vreți să o ascultați, așa că vin în scenă pe Natalia Barba. Bună ziua, Domino! Ia să facem un pic atmosferă, dragi!
cele mai frumoase, sunt cele mai profunde, cele mai adevărate. Avem ceea ce am păstrat noi, ceea ce femeile din toată lumea nu prea o mai au. Avem puritatea asta, sinceritatea de a iubi și felul în care iubim noi este foarte, foarte dumnezeiesc. Și asta îi contează și trebuie să aprecieze bărbații această calitate, pentru că e o realitate la femei astăzi. Să fiți sănătoase, fericite și înconjurate numai de îngerași. Îngerul meu se numește melodia, dedicată vouă. Ia să urmă! Să nu uit așa ușor.
Și am venit să vă aduc și un dar câteva melodii. Thank you.
Din nou aș fi vrut să încerc părerea publicului, dar că deja am înțeles, i-am văzut țărind acolo, între rânduri. Oameni buni, sunteți bucuroși? Da! Slavă Domnului! Slavă Domnului, cât tare mai sunteți alentați aici la Torino. Din concerte nu ieșim. Domnule, vă mulțumesc mult. Nu chiar, mai sunt și alții. Și vă invităm pe mai târziu un pic să reveniți. Mulțumim mult! Invită în scenă următoarea artistă, Dana Gabrieliu Parfene. Voi încerca să vă cânt vouă, bărbaților, pentru că duceți dorul femeii în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare minut. Drept așa. Of, of, of. Hai, foaie verde a nasor. Hai, scoală-te, puică, din somn, până revărsa de zori și de migurii că mor. Thank you.
Și într-o zi ca aceasta, unde simbolul zilei e femeia, nu pot să nu cânt despre dragoste. Thank you.
să se povestesc, mă. Totul nostru pământesc, mă. De vremile ori mai frumoasă ești decât zâna din povești. De vremile ori mai frumoasă ești decât zâna din povești. Ești frumoasă cu mâinile mea, dar dacă a trimis în cap la mea, noaptea asta de vremile ori te voi săruta cu dor. Ești frumoasă cu mâinile mea, dar dacă a trimis în cap la mea, noaptea asta de vremile ori te voi săruta. Zilele astea am răsfăit un manuscris. La noi se spune că între două nu te plouă. Și chiar nu plouă. De mai auză mama. Eu am vrut să fiu și eu ca la Sanremo și mi-a reușit, zic eu. Fetele noastre sunt mai frumoase decât arăt la Sanremo. De mai auză, dar ai. Așa că mulțumesc din nou Lori. Și-am uitat cum deci. Melania, n-am uitat, dar sunt emoționat. Mulțumesc Melania, mulțumesc Lori și mulțumim foarte mult magazinului La Miet, zic eu că am pronunțat bine, pentru vestimentația acordată acestor două fete superbe, care sunt Sanremo. Și după cum vedeți, sunt vestiment, e vorba de vestimentația pentru ce? Dar m-am cântat eu. Haideți să începem cu o horă frumoasă. Și una după alta. Da? Ca să nu ne oprim foarte mult. Să nu facem pauze. Ia să vedem! Ai, ai, omul bun și domnul e. Ai, ai, să ne dăm rășine.
că suntem în Italia, n-am cum să nu cânt celebra melodie pentru toți, pentru toată dumneavoastră, Ave Maria. Adelina Hapinciuc, vreau să invit în scenă la fel
reprezentanții consulatelor României și Moldovei din Milano, vă rog, urcați și dumneavoastră în scenă. Și vreau să mulțumesc sponsorilor noștri de astăzi, că totuși am avut susținerea unora. Restaurantul La Buceria, care în această seară oferă cină pentru artiștii noștri, se află în Corso 11 Februarie, numărul 7. Vă așteaptă pentru cumătrii, nuți și alte ceremonii. Magazinul de rochi La Metie, de Via Stradela 24. Magazinul de flori din Corso Roseli, o rog pe fetița care este acolo să vină în scenă, care ne-a vândut azi și ne-a oferit chiar florile artiștilor noștri. Coafeza mea personală, Mirela, te rog să urci scenă. Fata pregătește mirese, pregătește coafuri pentru ceremonii și vreau să-i mulțumesc frumos pentru că a reușit astăzi să-mi aranjeze coafura. Foto-video, Serghei și Natalia Caușca. Băieții mereu ne stau alături, vă rog să veniți în scenă aici alături de noi. La fel, vă fac montaj pentru nunți cu mătrii și vă oferă cele mai bune servicii. Ion Dincea și Viorica Ungureanu. La fel, foto-video pentru nunți cu mătrii. Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, Părintele Pavel, care este prezent aici în scenă, vă mulțumesc mult pentru corul bisericii, care la fel îi invită în scenă. Îi mulțumesc la fel Părintelui Victor, de la Biserica Ortodoxă Sfântul Maxim din Torino. Vă rog, Părinte, veniți alături de noi. Vreau să-i mulțumesc băietului Mihai, de la magazinul Mix Smart, care ne-a vândut bilete și ne susține mereu cu acțiunile sale. Via Nița, numărul 19. În deoseb, vreau să-i mulțumesc postului de radio Torino Internațional, directorului Rino Cazeze, pentru colaborare, pentru publicitatea făcută și pentru prezentatorul nostru, Marin Remei, cu vocea sa minunată. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc susținerii membrilor Asociației Basarabia și de asemenea, în cel mai chiar ultim rând, vreau să invit în scenă formația Amur și să-i mulțumesc din suflet lui Tudor și Nataliei, regizorul de sunet, Semion, care mereu ne stă aici și noi uităm de fiecare dată să-i mulțumim. Vreau să-i mulțumesc domnului Filipele, domnului care are grijă astăzi de acest teatru și ne stă mereu la dispoziție.